Te vadă fetele, el este Victor, prietenul și cameramanul de serviciu. Salut, salut! Salutare, așa, Victor. Uite, ții tălică ăsta așa frumos, să n-apeși pe butoanele astea. Da. Să n-apeși. Aici cum să zic? Să n-apeși pe ăla. Uite, ai apăsat de zgherul. Că după aceea se oprește. Și dacă vezi una. Așa. Să trăiți, să mă văd eu, înțelegi? Mă văd? Da, da. Așa mișto. Sunt la pescuit, așa, să fac și eu o linie de pescuit. Cu țară pe la țară, cu purcul. Vrea cineva covrigi? Covrigi? E pentru supraviețuire. Păi da, deodată nu știi când ai nevoie. Păi da, cum? Ia stai să vedem. Să scot tunița de aici. Aolea, care s-a băgat tunița pe aici, mă, nenicule. Hai că la anul facem afaceri grele aici. Așa, da. Filmăm și pe alea băieți aici. Ce mai face Gabriele. S-a rupt firul la textil. Și pun... Am o linie la mine cu muște micuțe. Să mă joc și eu cu îngârlă să vedem ce. Așa. Aveam și... Am lăsat eu jucăria asta. Hai să caut... Aici aveți canalul unde puteți să vă abonați? Tu vezi ce arată acolo. Dacă se vede clar, Ivan Gabriel, canal video de pescuit pe YouTube, abonarea gratuită. Sunt la Golești, azi în ziua de Crăciun, mai este un domn acolo. Așa, Victor. A avut să iei o linie de acolo. Niște... Nu știu, dar trebuie să o caut. Stai că... Mai scot așa din el. Să vedem ce mai... Aaa... A, țepă aici? Tine. Asta nu e... Stai mă că trebuie să... Uite-o mă! Că de-aia nu mai stătu eu să fac. Asta e pe cârligele de-astea mici. Așa de trebuie. Să văd musculițele? Da, da. Dacă le aduc mai aproape se văd mai bine? Se văd mai bine. Dar uite ce crăcănat e să vezi. Depărtat, trebuie să-l strâng. Iată-i frate. Apropie acu. Uite, vezi? A revenit la normal. Am fost cârlii buni, sunt unele care pleznesc. Am un plumb. Cam de... Cât arată? 20 de grame. 20 de grame, asta nu e prea important. Era bun unul mai... Cirel, ia să vedem. Hai să desfac prima musculiță. Am mai multe pe modele, să vedem pe care trage mai bine. O, aici sunt cu alea, cu furnicile. Am mai multe modele de musculițe aici. Așa tăte. Am și pe asta tip viermișor asta. Alb cu capul negru, galben cu negru, portocaliu cu negru. Fir foarte subțire, ăsta e un fel de 14, așa. De lasă, ăsta e. Și să leg linia la... Uite, așa. Iată. Uite ce fac aici. Te leg linia asta, da. Îmi prea-mi place bucla asta, care a rămas așa ternată de la firul textil. Așa. 2, 3, 4, 5, 6. Bag prin el și înapoi. Mezesc și strâng. Că trebuie să tai eu și pe asta și pe asta. Asta, dacă o rupeți cu dinții, cum fac eu, a? Aveți grijă că eu am înghițit un fir de ăsta. Nu știu unde era din sapă. Ia fete. Molineta și cu bățul. Monela aruncat. S-a aruncat așa. Fac de sub mână și se joacă. Zic, 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 zic. Hai să bag eu ăștia de aici, punga. E foarte cald azi de Crăciun 2017.
uite că sunt vreo... Să simt eu așa, 12 grade. Dai pungă pentru pește. Ce de fulg! Trebuia un ăla. Da, da, da. Fii atent că merg. Mergem pe teren. Cât e ora? E ora... Nu știu ce zic ceva. Așa vă leagă pe fulg. E 1:20. 12:40. 12:40, să știi. Atenție la gheață, e filmat de gheață offshore. Deci la cameră de mine, da? Da. Și fii atent acum cum dau eu. Offshore. Să vine și eu arunc acolo. Merge peștelii! Biban nu e deloc? Rar biban? Acum simesc pe vârstă. În joc. Ia uite bre, iarba verde la pădure. Să ud o leacă muștile astea. Să... N-ai intrat? Și ce, nu-i place? Auzi că băieții a luat șalău de 3 kg. Ia doi care trec pe aici. În altă zi, da. A mai fost un băiat? Dar chiar nu trage, nu-i? Au ce-a dat de ea? Ai văzut, Victor? A vor, doar vor. Nu te apropie foarte mult la apă. E bibănuș și ăia trag așa? A avut să-i una ta. Îți dau așa. Mărunte rău muștru. Să trăiți? Unde păi, ne vedem și noi, adică... Păi, da. Să trăiți bine. Încerc pe partea asta la altă, să vedem, am niște gâșgării foarte mici. Să vedem cum e jocul la vârf. Ăștia? E mișto treaba. Dar știi care e treaba? Am și un plumb prost de tot, de la tip hexagon. Trebuia unul de la picătură. Bă, dar ce bine că e cald. Căldura chiar e mișto. Uite. Nu, de-aia pești, de-aia mici la suprafață, mă uitam pe ei. Uite-i acolo, pui de aia. Dar de ce nu merge bibanul? O fi și la el sărbătoare. O fi sărbătoare și la el? Da. Ce să mai facem? Uite, vreau, am zis că dau și o lovitură, prin și un pește. Ieșirea băieții cu barca, că n-au putut să iau și la scârpă. Am
impresia că ăsta e la sărbătoare. Nu vrea nici mor. Lumea ta ți-a tras aia, Nici? Păi dacă știa, rămâneam părul la Clea. Clea nu, da. Da. Ia. Ia. Ia trasul, nu și mie, șeful. Ia uite, bă, ce mișto. Biban. Biban, biban. Da, e cu musca în gură. Nu știu cum e. E frumos așa, vei? E musca la zispe. Are gura cam mare pentru curligul ăsta. Și e rece, mă. Facem o treabă, îți dau eu bibanul și matan dai. Bă, uite-o câtă gură de mare, deschide-mă gura. Mă, deschide gură! No, no. Matan dai ăla, divorțul și eu îți dau... Biban. Biban. Facem târgul. Da, și îți dau biban. Nu ești bine? Da, uite, vezi că ne-am legat aici. Păi nu, mata ai zis să dau tot ghibor, tot ghibortul să-mi dai pe tot bibanul? Nu! Un biban, nu un ghibort. Nu prea îți place. E rar bibanul aici? Ai văzut Victor, mai ales în vârf? Da. Ia uite, bă, nu mai fac față, bă. Uite, 3-4. De Crăciun, uite. Îți place ăsta în eu? E? Ce faci? Sănătate multă! Ce face viespe? Vezi că la viespe a fost. Da. Altele viespe, altele nu prea să băgă. Bandiții, bă. La final, când o fi, să mă așa niște două lasă, două ori. Deci te învăț aici, cum să nu, mai nu te filmezi eu acum. Dar nu mai ții minte că parcă ți-a mai dat. Da, acum mai dă mult. A dă mult. Cum? Da, i-a dat la musculițe. Zice nepotul să-i dau și lui să pescuiască la... Dau să învețe și el, că trebuie să învețe și el. Se duce plumbul pe fundul apei. Ne jucăm. Un băț de carbon cu fir textil principal. Te dat mai încoa o leacă. Și trage o leacă până se mișcă musca. Dacă simți plumbul, înseamnă că s-a mișcat. Dragul ăla că de plumă. Dar știi ce, mă? O să caut eu un plumb mai bun. Am avut unul, l-am dat lui. Bucate așa de trebuie animate cu tine. L-ai auzit? Da. Cum a trea? Uite, ca să vedem băs când trage el, când dă tremură la vet, eu trag, trage și el care forță. Da? Trage și el care forță. Jonglesc, el o apucă în gură când ai mișcat-o. Vezi? Bă, și ăsta s-a dus tu pe fiescă, bă. Observ pe musca asta ce îi place? Cu musca asta, bă, fiescă, negru cu galben. Observ, nu? Da, da. Când mă lasă luăm. Nici la furnică n-am luat, nici la... Ciudată treaba. Hai să lansez din nou. Hai să facem un concurs, facem? Care prinde mai mulți. Asta e câte trei. Wow!
iau trei, uite, iau unu. Da. Da, dar uite, nu merge decât la unu. Câte muște ai pus pe asta? 4 muște. Ia fii atent. Păi n-ai văzut că este de testare asta. Vedem la care merge. Că mai bine pui 3 eficiente decât... Dar nu știi... Nu știi pe ce o ia în fiecare zi. Pui și vieste, pui și mai multe modele cu roșu, cu albastru. Trebuie să suficient, eram dat cu 3. Oricum ei sunt cu ochii pe ele. Că le vede, că le place. Auzi, bibanii sunt cu ochii pe muște, cum sunt aia tinerii cu ochii pe gagici. Ai înțeles? Și n-ai văzut până acum biban la muscă? Asta a luat pe paia alb. Ia-l vezi ce? Ce-a apucat vierbile la alb în gură? Se vede, se vede. Păi da, luăm și babușcă și oblete, luăm de tot. Ideea e să luăm, adică, să ne distrăm. Musculițe. N-ai linia cu muștele la mata? N-ai linia cu muștele la mata, nu? N-am linia, de greutate cu asta, cu obiectul. Ai uitat acasă? Nu, am venit să dau la picte. Ce mișto a tras pe urmă. Eu trag așa cu căptii, e? Vedem ce face ea. Au ce asări cu alea pește. Ai mai dat la șalău până acum? Dar e timp mișto azi. Nu prea știu, pe martie și vara, mă duc la bază. Dai la caras? Mamă, ce mișto a tras ăsta. O ridicam așa ușor. Uite, și ăsta înghițită de tot, fii atent. Cât cara să prinde? 15-22 kg de caras? Da. Când? Acum sau vara? Vara, nu. Da unde? Dar la ce baltă? La ciupa. La ciupa? Da. Și cât e pe zi? E taxă. E taxă? Păi și cum se ajunge la ciupa? Da? Așa? Undeva se poate niște siluri de casă. Aha, aha. E zic că siluri se poate un lucru care merge la niște grază de stecă. Lângă de stecă. Păi eu știam pe la ăla, pe la susțeni, pe la... Păi pe ce drum o iau? Pe oarja? Păi la vârf, la mine că eu nu trag. A, intru după autostradă la Furduiești, nu? Da, da, da. Trece Furduiești, dar ce ca 3 km de pasare pe câmpul ăsta. Eu după autostradă intru pe Furduiești. Dar pe unde se intră? Pe la Oarjan sau pe la Ciupa?
cască? La Furduiești, nu? Deci, așa, și după ce am intrat pe drumul ăla, că merg? Da? Merg 3 km. 3 km pe tei. Așa. Fantastic. Imediat după... sluzurile alea, și sluzuri. Se vede vârful sau altul? Da. Merg la niște grajuri, se vede grajuri. Aha, eu ce dau ciuca. Cum se ia? Bucă de ciucă. Dar e mare balta asta la Furduiești? Și ce adâncime are? E la furnic. Distracție. Ia uite ce frumos. Ia uite. Ce? Dar ce mumele folosiți? Da, sunt pescari pe acolo? Dar sunt ca palma sau și mai mari? Sunt ca palma sau și mai mari? Dar mă mir că nu e brac până atâta. Nu. Mai bine ăștia cu alaie pe acolo ăsta. Să caută, să vinte la copiii acolo. Să te duci pe ce până așa și-l vând așa pe 80 kg. Cu asta pe ei. Păi ai unde să-l vinzi acolo? Cât e? 8 lei, nu? 8 lei. Păi bine. Mai ales acum primăvara că e plin de incre. Da. Dar acum iar n-au fi înghețat apa acolo? Acum? Am încercat, nu e bine. Nu mai mănâncă? Bă, uite, timpul e frumos, mă, uite, dată. Asta până începe caras. Păi da. Și eu la fel. N-am răbdare, nu pot să stau acasă. Mă simt bine acil, așa. Da? Aici ne-am uitat. Da. Păi, eu am crezut că numai eu am pasiunea asta așa mare. Mai
Suntem mai mulți pasionați. Păi, dar știi ce mi-a zis nevasta? Zice, bă, te duci acu de Crăciun. Așa zice, bă, de Crăciun, odată e Crăciun. Lasă, noi sărbătorim pe muncă. Nu ne-a învățat Ceaușescu așa? Da. Azi, domne, munciți. Muncim, domne, uite. Nu mai pot, am făcut bătăi la palmă. Păi da. Să ne ia cine? Mai și plecăm? Noi nu plecăm, așteptăm. Noi nu plecăm acasă. De ce n-a murit la ce trebuia să fac? Dacă muream eu, era treaba, dar pe mine mă omoră peștii. Peștii? Mai e treaba mea, dacă muream eu, muream eu, că foarte curat. E da. Ăsta ne mâncă zilele. Dacă nu e ăsta, îți dai seama. Aua, eu cred că e și doctorul de vină. Cred că e și doctorul de vină. Păi n-a zis că trebuie să facem mișcare 30 de minute? Ăla e bibanci, ăla. Stă la apă mică și-l cau pe la apă adâncă. Mai fac eu friptură de sare cu trei bibanci. Fii atent ce fac. Să-i mănânci cu totul. Dar acum, vorbind așa între noi, mai și pupi înainte sau doar eu? Deci că pescarii trebuie să pupe peștele. Ia uite, bă, ce... Să liniști valorului, dar cred că au intrat înapoi. Dacă se liniștește, trage acolo la podul Gorghiei. Ia uite, o să mă trag ăsta în gârlă. Aoleu. Dar știi că nu eram atent. Nu mai lăs eu, dar tot la furnică. La GSP. Eu să mai fac niște viri de ăsta. Și îi place? Da. Gigele. Lasă-mă, uite-mă cum am mâncat el. Ca dracu. Vezi ea? Da să-l trag, o trage. Și-a fuge. Nu vrea. O ia de la spate. E atent. Ce frumoasă este viața. Când n-ai grijă, așa e. Când n-ai grijă, așa e mișto. O, Andrei, dar dă-și aici la cei de la plâncă, nu vă zic nimic. Mergi așa mai de departe. Așa, așa, te crezi, nu? Da. Dă-și aici la cei de la... Uite ce bani de oblete, frate. Pui de oblete. La suprapață nu mai reușești la deloc. Hai să trăiești, domnul coronel. Nu văd mișcare pe aici, de la plâng. A, ați luat tot dibăț? Uite, pui de ăștia de obiecte, mă zâmbesc. S-a speriat de mine. Și o ia încolo.
Hai să-i zgornesc eu uși, da, ce? Să vină la plut altă lică. Văd, uite, e galerie. Dar nu sunt departe, trebuie să dai adâncimea pe jumătate. Auzi, lirei m-a ta într-o zi când urcai de la sticla de tuban la sol? Cred că eu m-am luat cu sticle. Da. Mai văzut eu. Mai văzut pe aici pe-n preajmă, nu? Mai văzut, parcă mi-aduc aminte de m-a ta. Acum mâna am cumpărat. Păi... Am luat la matanice o linie de musculițe. Aaa, da, eu sunt producătorul de musculițe. Producătorul. O fi dat vreo ștucă. O fi dat vreo ștucă. Da, Victor, că după asta îți aruncă alea să îți joci tot. Spune-i treaba. Deci trage alea că dă-și, dă-i altceva nu face. Altceva nu fac, dă-te să-l jonglezi, îl trag o leacă. Era frumos la ăla, ăia mari. Uf, ce-a dat acolo. Aaa, lăsat. Așa ce facem la episodul 2. La episodul 2. A dat unul, nu-i așa văzut. Vreau să fac o magie. Încercul. Mai dă eu o dată cu ăla. Deci ai dat și mata la musculițe până acum. Marci mă dai. Ăla-i pus de pază să se păzească pe fenii. Ia uite bă, bă ce-a dat ăsta din nereat pe fază. Ia bă, tu bă. Ia uite bă, ia uite bă unchi cum se prinde musca peștului. Ai văzut? Ce stil. Aș mânca și eu un ghibărț. Aș mânca și eu un ghibărț acu' de Crăciun. Asta la muncă. Este pe principiu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Deci fii atent, mă, ta, dacă observi o treabă, musca nu te lasă fără pește. Balta asta e pentru săraci și pentru aia bogații. Păi ăla care l-o șalău de 3 kg, ăla e bogat, că are barcă. E sărac, că dacă ar fi bogat, n-ar mai veni să mai prinde. Da, mâine vine iar. Păi are pasiune, vrei. Așa, Victor, stai că... Aranjezi eu. Asta? Cât îi dai mai mult, pe atât e mai sărat. Da. Deci arunc eu așa acolo. Așa. Și acum uite, așa ții bățul. Da. Așa, tati? Așa. E bine și așa, a? Așa, și recuperezi. Așa, simți o greutate la plumb, nu? Da. Țăcâne de aia ceva? Da. S-a și băgat ăla, ai prins așa repede? Că trebuie să se simte dacă e. Păi nu, că de obicei de multe ori adă în prima, dacă cade și mie. A, strânge, strânge, să-l dăm până la cap, să vedem. Să vedem dacă ai și ceva. Strânge, 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 fără frică. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i, 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 dă-i.
Bă, nu se vede nimic. Fii atent. Ține tu camera, să arunc eu și după aceea dau înapoi zi. Așa. Fii atent. Trebuie să-ți mai explic cum fac eu. Ca să înțeleg, slăbesc o leacă firul. Deci slăbesc o leacă firul. Vezi, am ajuns pe fund și dacă trag ușor, acum se simte plumbul. Dar nu îl simt, că ăsta transmite textilul cu carbonul, fii atent. Slăbesc firul puțin, la asta în jos. Și apoi trag ușor, vezi? Iar slăbesc, iar trag ușor. Slăbesc, iar trag. Vezi? Am slăbit, iar am tras, am slăbit, iar am tras. Că el acum când trage, trebuie să simt forța lui. Simți o greutate a plumbului, că ea e plumbul mai greu și nu e de la picătură sau niciuna. Deocamdată n-am simțit niciun pește. Spui eu când simt. Trebuia un plumb de la picătură. Să ne fie mai ușor, știi, alunecat. Că și dacă o joci, el o scuipă. Dar să avem firul întins. Ne jonglăm în spus. Mai vin pescare acum. Acum vin că e frumos. Uite, acum am simțit. Când a tras. Când a apucat ăsta în gură. Dar vezi cât a recuperat până acolo, așa? Dar vezi că l-am simțit? Te-am zis, bă, am simțit. Da. Și atunci a fost, să trăiți? Dacă nu... Nu s-am simțit, n-am tras, că n-am îndrăzit. Era prea frumos să stăm acasă. Da. E așa cald, zici că e primăvară. Nu mai ne întâlnim cu zile ca asta. Nu. Asta e un an deosebit de la Domnul. Da, e scăzută. Ne mai jucăm cu bibănul și ăștia. Mai sunt, mai e ceva? Da. Bibănul. O fi și mai mare, că am văzut și bucăți mari luate la peștișorii. Mai face filme, ne mai distrăm cu musculițele de pescuit. A, uite, s-a tras deja. Uite cum face vârful gotule. Uite, acum. Ne luptăm cu monstru, ia. Puma. Așa, Victor, o să-ți dați ca să... Știu ce e, mă, ghiborți. Dai seama câți ghiborți sunt aici de la luat musca asta. Să știam, l-a luat, dar are promis. De... Da, la flut aici. Bine, că e drag și lui acum. Ia să vă. Hop, hop. Hop, hop, hop. E iarnă, trebuie să se ia de ele. Asta mai poți să crești viteza așa de recuperare. Da, unde merge pluma. S-a înghițat picioarele? A, mi-a amortit. S-a amortit picioarele? Mă dor o leacă. Uite, cum ce-o asta. Ia uite, ce frumos. Hai că-ți pun alea și stai cu alea frumos pe ăsta. Păi și eu să nu mai stăm. Ia uite ce. Ia, îți place unchiul peștișorul meu? A, uite-l cât e de mare. Cu face am un prieten la muncă când zice, îi dau un cap în gură. Ce faci, bă, de ce l-am muscat? Înghiți tot de tău. Uite și tu cât a înghiț. Da. Vezi? Tot vieți pe-a, băi, frate. Uite. Tot musca asta l-a luat. Îi place la asta, asta ce e asta? Nu, e un garabete, dar nu prea.
Nu vezi la aia, nu la aia, nu. Nu e la asta. Ies pe asta, bă. Ce-o fi văzut ăștia, mă. Să mă uit eu pe la mașină, mă, dacă... Să-mi iei de un plumb de la mai mic. Asta am făcut de o prăjeală. Bagajele mele pe aici. Astea-s mari, mă, de vară. Colidă 14. Zic eu, știu eu. Eu place, nu? Au, știi ce fac? Fac o șmecherie. Știi ce miște asta? Nu. Culoarea? Pun la... Iau la mine să-i pun la... Iată, dar să vezi fals. Și am zis că nu m-a interesat plumbul. Plumbul m-a interesat. Poftiți? Dacă se agață, într-un singur loc. Păi cam mare. O 20? Hai că dau cu ăsta 20, numai că... E mai bun că ăsta e ca cătura. Într-un loc, în partea alta, sunt niște crești pe acolo. Și schimb plumbul. Gata, am rezolvat. Ce e haine pe asta? Ăsta de lână. Asta nu-i bine. Lasă-i cât o fâșie de-aia, că nu-i trebuie să ne facem viața ușoară, știi? Nu. Grea. Ia să vedem. Ai văzut? Da. Chiar ea? Fii atent ceva. Iau schimb plumbul. Zice, ăsta e... Târșie pe fund, înțelegi? Uite, uite, se nimerește până la aia și te inerează. Asta măcar vine cu vârful sus și se trage mai ușor pe apă. Și așa, un 16. Nu știi ceva? Hai de aici cu ăsta. Cu ăsta. Până mai că în lipsă de altceva e bun. Asta, să nu uităm de el, nu? Da. Uiteam? Până mai și. Și sunt curios dacă pe ce-i pune oaia prindem un slam pe lot. Nu așa la spune. A fost frumbo. Să lăsăm. Asta are. La vispe nu-i punem. Muscat în el. Și acum... Da. Fantezia. Și la asta, se vede? Se vede. Și la asta. Figem așa, ăla, că... Da, bă. Eu cu ăsta. Uite, l-am înfipt de muscă. Uite, o fâșie mai. Hai să o mai tunăm și pe asta. Uite, și pe asta i-am pus jucării pe ele. Gata, da. Le-ai văzut? Uite ce frumos arată.
la ultima nu pusă rămâne? De ce nu ar fi pus? Ia. Hai, bă. Le îmbrăcăm pe toate, decât pe aia o lăsăm, zis pe aia o lăsăm așa. Gata, am pus și la ultima. Trebuie să mă duc eu să duc ăsta la mașină, bandă și cu ăstea. Te mai filmez de acolo, bătăși. Papă. Ce mumele folosiți? Vernișor. A, vernișor, ăla o ia sub. Păi și noi tot vierme, dar mai artificial ăla. Cred că se și vede și că se calește. O să ne vedem, dacă vede el ceva suspect până. Doar la pământ. Nu vă place?